Bună seara, stimați telespectatori, ca de obicei ora 18, ora adevărului, ca de obicei în această perioadă avem dezbateri electorale doar câteva zile. Pe ultima sută și avem alegerile duminică, cu toții vom merge să ne alegem președintele, pe care vrem, nu vrem, o să-l avem timp de 5 ani. Așadar, părerea dumneavoastră este foarte importantă, iar cel mai important este să mergeți la vot și să nu mai fim pe ultimul loc la prezența la vot. Sigur că da, așa cum v-am obișnuit, noi intrăm puțin și în atmosfera de sărbători, așadar, chiar dacă suntem în campanie electorală, în partea a doua emisiunii, avem și invitații pentru Zurli, minunata trupă pentru copii, care chiar de 6 decembrie va veni la Satu Mare, la Casa de Cultură, la invitația primăriei și a Consiliului Local Satu Mare, iar noi avem invitații pentru toți părinții, bunicii, mătușile și unchii care doresc să-și aducă copiii în 6 decembrie, chiar de Moș Nicolae, la Casa de Cultură. Sunați-ne, pentru că data trecută mulți copii au rămas pe din afară, nu vrem să mai rămână niciun copil, toți copiii să vadă frumoasa trupă Zurli. De asemenea, în partea a doua a emisiunii vom trage la sorți, ca de obicei, avem tombolă cu câștiguri pentru cei care sună și ne spun părerea în legătură cu temele pe care le discutăm, dar mai ales dacă merg la vot, și facem și un sondaj cine cu cine votează și în câteva cuvinte de ce, pentru cei care vor să ne spună asta. Așadar, o emisiune interesantă, interactivă, ca de obicei, rămâneți alături de noi și în partea a doua vă așteptăm intervențiile, pentru că ele sunt, de fapt, cele mai importante. Dezbaterele electorale, spuneam asta pentru că noi invităm reprezentanții acelor doi candidați care au rămas în turul 2 să ne spună despre profilul candidatului și, bineînțeles, să ne îndemne fiecare dintre ei să voteze cu cel pe care îl susține. Astăzi, alături de mine, este domnul profesor Ioan Pop. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, telespectatorul nostru, bună seara tuturor sătmărenilor și, în calitatea mea de cetățean și de om care face politică, eu invit pe cetățenii Sătmarului, pe cocetățenii noștri, să meargă la vot. Votul să nu fim iar Satu Mare pe ultimul loc. Și acest lucru, dar votul înseamnă democrație, înseamnă responsabilitate și nu în ultimă instanță înseamnă civil. Ori Sătmarul este un oraș în care oamenii și-au dovedit și își dovedesc civismul. Deci merită să facem acest efort, pentru că îl facem în interesul nostru și în interesul viitorului țării noastre, a copiilor noștri și chiar a noastră, a celor care azi avem o vârstă. Da, domnul Ioan Pop este reprezentant PSD și susținător al candidatului Victor Ponta. Din partea ACL încă nu a ajuns nimeni în această emisiune. Sper că o să vină, mă rog, sau dacă, probabil, nu știu dacă e strategia, se promovează și la nivel local ca la nivel național. Când domnul Iohannis cam refuză dezbaterile, sper că, mă rog, măcar colegii dânsului din Satu Mare au să vină să îl susțină pe domnul Iohannis. Noi așteptăm cu drag și dacă vor ajunge, vor intra chiar în această emisiune. Dacă nu, sigur că da, e, zic eu, așa o politică păguboasă de a nu te prezenta la dezbatere. Asta și la nivel național. Oamenii vor să-i vadă pe cei doi candidați, vor să le vadă opiniile împărtășite face-to-face, așa, față-înfață, nu fiecare povestește în studiouri separate. Vor acest lucru. Se pare că domnul Iohannis e puțin mai reticent, dar comunicatorii dânsului din teritoriu, eu cred că și sper că o să vină totuși la aceste emisiuni. Pentru mine este o surpriză, ca și om care fac politică de ceva vreme, nu cred că în România, după 25 ani, se putea întâmpla un astfel de lucru. Deci, un om care refuză să se prezinte la o confruntare publică cu un contracandidat. Și oricum este un intelectual, este profesor, este chiar profesor de fizică, de fizică, da? Și da, este surprinzător. Eu m-am uitat aseară din curiozitate la prestația pe care a făcut-o domnia sa la Realitatea TV și vreau să vă spun că a fost una în care a dovedit extrem de timorat, extrem de nepregătit pentru a face față unei responsabilități de politician într-o comunitate mică, dar minte într-o comunitate atât de mare cum este România. Și mai ales că Rareș Bogdan a și zis-o el pe față, domnule, eu vă ajut, îl susțin, îl pup pe frunte. Eu aș vrea să spun câteva lucruri legate de candidatul stângii, domnul Victor Ponta,
Și de ce cred eu că ar trebui oamenii să-l voteze pe Victor Ponta ca președinte? Mă scuzați doar puțin, domnule profesor, să trecem puțin în revistă totuși titlurile, așa foarte rapid. Iar apoi intrăm, sigur, și în miezul discuției. Gazeta de Nord-Vest, sigur, ce a ținut prima pagina ziarelor, nu numai și televiziunilor, nu numai locale. Această crimă care a avut loc noaptea de duminică spre luni, sigur, anchetatorii au câteva piste deja. O să venim cu amănunte, oricum la știrile Nord-Vest TV, cele mai tari știri din regiunea Nord-Vest, o să vedeți noi lucruri legate de această crimă, deci la ora 20 rămâneți pe știrile Nord-Vest. Sigur, un fapt destul, noi sătmărenii suntem obișnuiți și chiar am avut norocul să fim pe ultimele locuri la criminalitate, nu suntem obișnuiți cu asemenea... Da, e stupefiant pentru mine ca om, ca cetățean al Sălmarului. Eu nu mi-amintesc în satul mare să, de mult să fie avut loc o astfel de crimă. Din păcate a mai avut loc nu cu câțiva zeci de ani în urmă. Și mai ales este regretabil că este o femeie tânără. Ea este absolventă a Colegiului Național Mihai Eminescu. Are chiar și o fiică la noi. E trist pentru întreaga noastră comunitate școlară, în primul rând, și suntem alături de această copilă care și-a pierdut mama. Dar este stupefiant, încă o dată spun, și categoric autoritatea locală și va trebui să facă demersurile pentru a asigura securitatea cetățeanului în zona noastră. Mai ales că crima a avut loc în centrul orașului. Da, în centrul orașului, sigur că da... Noi sperăm cât de repede să fie prins criminalul. Am avut un caz destul de trist, adică destul de asemănător, sigur că da, tragic, cu Vivian. Atunci criminalul, după cum știți, nu era sătmărean, nu era de aici, era pripășit pe aici. Noi sperăm în continuare că nici acum nu este cazul a unui conjudețean sau concitadin al nostru să fie acest criminal. Om, nu poți să-i spui la halul ăsta de animal sau animale, n-ai cum să le spui... Nu ai cum să le spui oameni și încep să considere o discuție decentă, discuția reintroducerii pedepsei cu moartea. Din punctul meu de vedere, e un punct pe care mi-l susțin. Tot în gazeta, iată, mai multe titluri interesante. Pe patul de moarte, bunica micuților, cei vânduți de Klaus Iohannis, se blestemat. Nu vorbim de Klaus Iohannis pentru că nu este reprezentantul aici. Sperăm că în alte emisiuni o să vină. Sau, repet, poate fi o indicație de la București să nu se prezinte în virtutea hotărârii candidatului de a nu participa la dezbatere la nivel național, să nu se participe nici la nivel local. Nu știm, nu avem nicio informație în acest sens. O să vedem. Da, sigur, alte titluri interesante și în informația zilei, un titlu care ne bucură, Ioan Mircea Pașcu devine vicepreședinte al PE și ne bucură pentru că se știe Ioan Mircea Pașcu, pe lângă calitățile pe care le are, pot să spun că ne poate bucura și faptul că e oarecum are origini și sătmărene. Și nu numai, dar cred că este unul dintre politicienii de marcă ai țării noastre și eu mă bucur că este membru PSD și este un membru rec, un membru cu vechi stagi în social-democrația românească, dar a făcut dovada calităților de excelent politician, atât la nivel național, în nivelul guvernamental, de consilier al președintelui Iliescu, dar și prestația pe care o face la Parlamentul European. Are acele calități care trebuie și care fac cinste țării noastre. Eu cred că este un reprezentant foarte bun al românilor în Parlamentul European. Este și apreciat, și chiar o merită, oarecum. O merită, da. Are și cunoștințele necesare, are și relațiile personale cu lideri ai... Cu lideri din Statele Unite, așa dus aici. Exact. Și eu cred că din această postură poate face mult pentru comunitatea noastră, nu numai sprijinind-o direct, dar și promovând-o la nivelul Uniunii Europene. Eu știu că domnia sa a dus foarte mult sătmăreni și nu numai pesediști la Parlamentul European, la Bruxelles și Strasburg, ceea ce este meritoriu. Da, copiii, elevii școlii noastre au beneficiat de o astfel de ghidare la Bruxelles atunci când au reprezentat România la un concurs european, Euroscola, în 2008, la un an după intrare. Și domnia sa a avut mare grijă de ei, i-am și mulțumit, l-am și invitat în fața copiilor noștri. Eu cred că astfel de oameni
trebuie promovați în politica românească și stânga românească, socialdemocrații, au astfel de oameni. Deci Ion Mircea Pașcă este apreciat și la nivel internațional, are prestanță, suntem mândri. Suntem mândri că are rădăcini și în Satu Mare. Eu aș spune că, din punctul meu de vedere, putea fi unul dintre candidații în interiorul partidului pentru o altă funcție la care participă astăzi președintele partidului nostru, domnul Victor Ponta. Dar și domnia sa, într-o competiție, putea să fie un prezidențiabil al PSD-ului. Da, tot în informația zilei, editorialul semnat Dumitru Păcuraru a votat sau nu vota. Aici este vorba de protestele românilor din străinătate. Titus Corlățean înlocuit cu Teodor Meleșcanu. Asta eu o consider fumigena turului 2. Asta cu diaspora. Am avut parte de foarte multe fumigene în turul 1, tot felul de ofițeri acoperiți, descoperiți, tot felul de zângănit de cătușe, de DNA-uri. O perdea de fum destul de eficientă, să zic eu așa, că s-a vorbit în campania despre orice altceva decât despre candidați, nu s-a prea vorbit. Eu asta cu diaspora o consider fumigena turului 2. Iară vorbim și desfășurăm mii și sute de mii de cupluri de explicații, povești, povestioare, când acolo lucrurile sunt oarecum foarte clare, sunt niște secții de vot, trebuie luate într-adevăr niște măsuri de simplificare a procesului de vot, dar în rest să tot tapăm și să tot povestim și să schimbăm miniștri și să... Nu știu, mi se pare, repet, fumigena turului 2 asta cu diaspora. Asta e specificitatea regimului care dorim să-l încheiem acum, Băsescu. De-a lungul celor 10 ani de mandat, Băsescu, acest lucru a făcut. N-a făcut mare lucru pentru români. Dacă vom privi retrospectiv în cei 10, ce putem spune despre președintele Băsescu? Scandal, dispute, amestecuri, încălcări grave ale legislației și mai ales ale Constituției, amestec în toate treburile, dat de verdicte chiar și justiție, pe care o apără și o apăra cu atâta înverșunare să fie liberă, și nu mă miră. Deci mie mi se pare că și campania aceasta, care e și sfârșitul regimului Băsescu, este în sensul în care a acționat toți cei 10 ani domnia sa, așa că nu mă miră acest lucru. Da, repet, din păcate cădem în plasă de multe ori și colegii noștri jurnaliști, sau, mă rog, cad în plasă, mă rog, diferite interese și tot povestim despre un lucru. Da, în diaspora, sigur, trebuie îmbunătățit procesul de vot. Punct. Restul sunt povești și povestiri și amintiri. Și la mulți ani dorim academicianului Virgil Enătescu, care împlinește o frumoasă vârstă. Este un alt om cu care ne mândrim, pentru că este un academician și apreciat și el la nivel internațional. Permiteți să mă asociez urării dumneavoastră și domnului Enătescu să-i ureze același lucru din partea mea personal, mai ales că îl cunosc de multă vreme, am și colaborat și ca intelectual și ca oameni politici, dar mai ales l-am cunoscut ca și om, fiind tată de elev pe care i-am avut chiar personal, fiica domniei sale, i-am fost diriginte, iar băiatului profesor, și astăzi și ei intelectual care a urmat tradiția familiei. La mulți ani, domnule profesor! Cam acestea au fost titlurile, sigur dumneavoastră le-ați citit, puteți în continuare să rămâneți pe portal SMS, satmareanu.net, Satu Mare Online și Vocea Transilvaniei. Vocea Transilvaniei e un portal de știri cu foarte, foarte multe știri, cel mai citit portal regional de știri din România. Ne bucurăm că își are rădăcinile în Satu Mare și multe știri interesante și din Satu Mare. Intrați chiar acum pe Vocea Transilvaniei. Noi revenim la discuția noastră, sigur că da, repet, reprezentantul candidatului ACL, Klaus Iohannis, nu a venit la această dezbatere. O să aflăm și de ce, probabil, dacă o fi vreo indicație de la București să nu se participe la aceste dezbateri, s-ar putea și acest lucru. Nu uitați, până la urmă, părerea dumneavoastră este cea mai importantă, pentru că dumneavoastră veți merge duminică la vot și așteptăm în partea a doua intervențiile dumneavoastră. Avem, ca de obicei, tombolă și în această seară și, bineînțeles, invitații pentru Zurli în 6 decembrie, special pentru copii. Procurați-vă din timp aceste invitații și sunați-le.
Domnule profesor, revenim la discuția și să vorbim și de candidatul Victor Ponta, pentru că, așa cum am spus în această campanie, din păcate s-a vorbit prea puțin despre candidați, despre ce vor ei să facă și mai ales de ce ar trebui să-i votăm, adică nouă românilor și în general și sătmărenilor în particular, de ce ne va fi mai bine cu un președinte sau cu altul? Deci spuneam că de ce ar trebui să-l votăm pe Victor Ponta și eu m-aș opri la trei elemente esențiale ale acestui lucru și anume, unul, că Victor Ponta președinte înseamnă schimbarea stilului de a face președinția în România, deci nu în ultimul rând de a schimba totalmente regimul Băsescu. Plecarea lui Băsescu nu înseamnă plecarea și a metehnelor regimului care l-a instaurat într-un deceniu. Deci iată unul din principalele caracteristici sau motive pentru care eu îl votez și colegii mei din stânga spectrului politic românesc îl votează pe Victor Ponta. În al doilea rând l-aș vota pentru că a reușit să îndrepte nedreptățile făcute românilor de către regimul precedent. Și aș începe să spun, în primul rând, că sistemul bugetar sau bugetarii din care mulți români fac parte, eu însumi fac parte în acest lucru, li s-au reîntregit salariile. Pa mai mult, guvernul PSD și condus de Victor Ponta a făcut și face efortul considerabil să plătească în termen cât mai scurt acele datorii pe care le-a făcut guvernul PDL, cu Boc în primul rând, față de proprii cetățeni, nerespectând legislația pe care a adoptat-o. Și nu întâmplător, sindicatele, numele categoriilor socioprofesionale, a profesorilor în primul rând, a medicilor, chiar a justiției, a magistraților, au inițiat acțiuni în instanță și au câștigat pe legislația adoptată de Parlamentul care era favorabil guvernului Boc, iar ei nu au respectat-o și au încălcat-o cu bună știință, îngreunând sau împovărând, mai bine zis, guvernele care au urmat. Și guvernul Ponta în acest 2 ani jumate a respectat această promisiune și ăsta este iarăși o garanție a faptului că Victor Ponta, președinte, își respectă promisiunea. Bun, asta vreau să vă întreb. Ne-ați convins că Ponta a fost un bun prim-ministru. Corect. În acești 2 ani jumate. Care este relevanța ca un bun prim-ministru sau cât putem să fim desiguri va fi și deci, un bun președinte sau legătura între președinte și guvern? Deci, în primul rând, Victor Ponta nu este un tehnocrat. El este un politician. Și eu cred că președintele țării, așa cum este prevăzută în Constituția României, atribuțiile președinte, trebuie să fie un om politic, un om puternic, un om susținut de o echipă politică puternică, ori PSD-ul este o astfel de echipă. El va merge la Cotroceni cu specialiști. În primul rând cu o echipă de oameni tineri și dacă vă uitați în programul de președinte pe care îl promovează Victor Ponta, foarte multe din elementele de programul și strategiilor pe care dorește să le promoveze ca și președinte provin din ideile vehiculate în cluburi de elite intelectuale românești care au fost scolite afară și care doresc pentru România un viitor în favoarea națiunii române. Sigur, în marea familie a Uniunii Europene, așa cum o dorim, și în general țările estice sunt foarte atașate valorilor și unității Uniunii Europene, ceea ce nu se întâmplă în Occident. Uitați-vă, englezii, chiar și francezii, mai nou, încep să devină sceptici. Ei sunt generatorii Uniunii Europene și ei acum devin sceptici. Pe când noi, cei care am trăit dincoace de cortina de fier, suntem atașați valorilor democratice și ale Uniunii Europene și dorim să ajungem acolo. Domnule profesor, am aici o întrebare. Noi românii, eu personal m-am săturat și cred că majoritatea românilor de veșnicile divergențe și explicații prim-ministru n-am putut face că nu am putut de președinte, președintele de prim-ministru. Ne-am săturat de astea. Care este garanția că se vor înțelege Ponta cu Tăriceanu, care este tandemul, în condițiile în care reprezintă doctrine diferite, chiar opuse. Da, deci sunt de acord cu dumneavoastră, dar există în cei doi oameni politici, prin partidele lor, au o experiență comună de durată. Gândiți-vă că după destrămarea alianței, da sau nu, nu mai știu cum se numea aceea de după 2004, deci după destrămarea alianței,
Tericianu a guvernat și Partidul Național Liberal a guvernat prin susținerea parlamentară temeinică și valoroasă a PSD-ului. Deci încă de atunci, în care Victor Ponta era un element important în conducerea PSD-ului, era liderul tinerilor socialdemocrați, deci participa la decizia de vârf a partidului. Ei, acea perioadă a consolidat o înțelegere între Partidul Național Liberal și liderul lor de atunci, care era premierul Tăriceanu, și Partidul Social Democrat. Apoi, o altă garanție a unei bune colaborări și a unei bune prestații ca și președinte și guvernare cu prim-ministru Tăriceanu și cu președinte Ponta este și faptul că Tăriceanu, care a fost sceptic la înființarea USL-ului, a rămas fidel USL-ului. De ce? Pentru că votul acordat în 2012 de către români USL-ului de 70% arăta că această alianță și-o doreau românii. Această alianță USL trebuia să aducă mai bine, mai mult pentru români. Și iată că, din păcate, și aici nu este vina, poate și PSD-ul a avut anumite vini, eu nu contest acest lucru. Nu sunt unii curați și alții, nu e alba da, și neagră. Da. Și, da. Dar totuși au făcut eforturi extraordinare să mențină această alianță. Liberare au plecat. S-au unit cu PDL-ul. Astăzi, Partidul Național Liberal, din care a fost în USL, este spulberat. Noroc că a venit un lider care e Tăriceanu și încearcă să recupereze acest partid, aceste valori liberale românești și împreună cu socialdemocrații. Și fac o paranteză, modelul există în Germania și în alte țări occidentale între stânga și dreapta de guvernare. Deci ar putea și este o garanție că va fi mai bine. Dacă Iohannis ajunge președinte, atunci cu siguranță lucrurile nu vor fi foarte ușoare, pentru că în spatele domniei sale nu stau liberalii, oamenii valoroși din Partidul Național. Stau pedeliștii, stau oamenii lui Băsescu. Dacă așa își doresc românii, sigur, ei vor decide, dar eu cred că trebuie să fim raționali în momentul când mergem la vot. Iar sădmărenii, cred că ar trebui să gândească din nou pragmatic. Dom'le, cine dintre cei doi ne poate ajuta comunitatea noastră? Cu siguranță, așa cum este construită puterea la nivel central și la nivel local, care este dată mai mult spre USL, spre Partidul Social Democrat și Partidul Liberal Reformator de acum, cred că ar fi mai avantajos ca președinte să fie Ponta și prim-ministru Tăriceanu decât altfel. Faptul că, mă rog, lumea crede că Iohannis înseamnă altceva, se înșală. Vă rog să priviți și îi rog pe sădmăreni să privească în profuzimea lucrurilor. Bine, mitul atunci, ăla, mai mult mitul. Categoric, că, nu poate fi comparat neamțul Iohannis, un om de rând, cu Carol I, membru al unei familii regale europene vechi de tradiție ale Hohenzollerilor. Deci, știți, există acum această asociare că în urmă cu 100 de ani a murit cel care a fost primul rege al românilor. România n-a fost nu Carol I a început modernizarea României. Eu spune că modernizarea sau România modernă a început cu aducerea domnitorului Cuza în fruntea guvernului micii României și reformele mari care au dus la dezvoltarea în partea a doua a secolului XIX a regatului a României, a celor două principate unite, a fost totuși reformele lui Cuza, în primul rând. Sigur, ele bun, au fost dar bine, poate să fie trendy fancy și interesant să votezi pe unul care îl cheamă Klaus Iohannis, nu? Da. Că dacă ar fi unul pe care l-ar chema John Smith, ar lua mai multe voturi, că totuși l-ar zice, bă, ăsta e mai american. Deci asta nu cred că noi românii trebuie să fim cosmopoliți. Și iarăși spun, nu cred că noi ardelenii, chiar dacă, mă rog, votul exprimat în primul tur a fost favorabil, să zicem, per total, lui Iohannis, nu cred că noi ardelenii trebuie să ne purtăm cu o anumită aroganță și cu un comportament din acesta separatist. Gândiți-vă că Marea Unire din 1918 a fost voința românilor. Dar putința și rezultatul acestei uniri este rezultatul sacrificiilor militarilor care au venit din micul regat
Ei au murit pentru România. Ei au murit în 1918, în 1919 pe câmpurile Transilvaniei pentru această unitate. Altfel, dezideratele de la adunarea de la Alba Iulia nu s-ar fi putut împlini și astăzi nu-i sigur că eram unde suntem. Deci de aceea trebuie să ținem seama că aspirațiile la unitate a înaintașilor noștri extrem de luminați nu sunt întâmplătoare și noi merită să ne gândim foarte serios la acest lucru și nu avem voie să ne lăsăm duși cu mintea de tot felul. Domnule profesor, sunteți profesor de fizică. Categoric. Cam tot atâta timp cât a fost Iohannis. Cum stați cu casele? Am și eu o casă. Cum una? Am și una. Păi nu dați, n-ați dat meditații? Ba da. Sau ați avut ghinion? Domnul Victor, eu... Ați avut ghinion? Nu mă feresc, da. Nu mă feresc să spun, chiar am făcut, am practicat acest lucru și atunci când l-am făcut-o, sigur, n-a fost ușor și mi-a asigurat un confort. Dar de la confortul pe care l-am avut printr-o muncă cinstită, la am construit o casă, vreau să spun că în acea perioadă eu deja am cumpărasem o casă, doar că m-a ajutat să-mi plătesc ratele la un apartament în satul mare. Deci, chestiunea aceasta e o gogoriță care, mă rog, e foarte complicat. Nu, și mi-am apoi, permis să vă întreb pentru că sunteți în același domeniu. Corect, și vreau să vă mai spun un lucru. Eu cunosc o seamă de excelenți profesori de fizică din Sibiu. Am avut ocazia să-i cunosc prin participări la competițiile de fizică națională cu elevi și în calitate de membru al Comisiei Naționale. Eu vă spun sincer, până când a ajuns primarul Sibiu, nici n-am auzit de domnia sa. Acum să nu ca spuneți ca domnul Dragnea că e Pontea mai bun și la fizică decât Iohannis, că nu vă... Asta, nu, nici nu îmi doresc, că până la urmă asta e o chestiune de profesionalism. Dar cred că domnul Iohannis, sigur, a făcut lucruri frumoase la Sibiu, e meritul domniei sale, e meritul acelei comunități, este efortul pe care l-a făcut și guvernul pentru a scoate în evidență o comunitate puternică, cum este Sibiul, cu multiculturalism și seamănă cu satul mare și a ajuns să fie capitală europeană. Eu mi-aș dori ca în mandatul de un deceniu, să zicem, a președintului Ponta și Sădmariu să aspire la o astfel de poziție în Europa și pentru noi ar fi extraordinar. Da, până la urmă, sigur că da, nu sunt garanții evidente că un bun primar poate să fie un bun președinte. Exact de aceea vă întrebam care e argumentația ca un bun prim-ministru să fie un bun președinte, pentru că sigur că da, lucrurile stau altcumva. Bun, Victor. Premierul Ponta a ajuns președintele partidului într-o situație delicată în PSD. Știți că au fost frământările acelea după pierderea alegerilor de către domnul Joană și pe acele frământări din interiorul partidului, iată că au existat oameni și tinerii de acolo s-au mobilizat și și-au adus liderul în fruntea partidului. Din 2005 și până în 2014... domnul, din 2009 până în 2014, deci de aproape 5 ani, Victor Ponta a reușit să managerieze și să rămână în fruntea PSD-ului, acolo unde sunt lideri extrem de puternici, da, și orgolioși și de același orgolii timp, mari, corect, mari, a știut da. Să managerieze, să îi împace pe toți, a reușit să aducă partidul la guvernare, sigur în coaliția aceea. Este meritul lui personal că a insistat pentru formarea USL-ului și acest lucru îl recunoaște toată lumea. De asemenea, a reușit prin calitatea lui de președinte de partid, în calitatea lui de prim-ministru, să se facă cunoscut între liderii europeni și lideri din Partidul Popular, lideri din partidul din Alianța Liberalilor. Stau de vorbă cu el și îl consideră un egal al lor. Deci iată garanții importante pentru ce ar putea să însemne. Sigur, asta nu înseamnă că nu are foarte multe de făcut. Deci domnia sa este tânăr, este ambițios, însă îi va trebui suficient de multă cumpătare și eu cred că echipa pe care va duce cu dumnealui la Palatul Cotroceni și în exercitarea calității de președinte va fi una serioasă care o să-l sprijine, o echipă de profesioniști care să fie capabili
să aducă în portofoliul de președinte acele strategii necesare pentru România, acceptate nu numai de partidul și de puterea actuală, care este, să zicem, alianța aceasta USL2 de care se vorbește, ci aceste strategii trebuie să fie acceptate de toate partidele politice importante din România și care, cel puțin în acest moment, sunt în Parlamentul de la București, ei să le accepte și să le perpetuă indiferent ce se va întâmpla în viitoarele guvernări după 2016. O să înțeleg că acum, de fapt, românii votează, practic, în acest tandem, votează din nou USL-ul, în tandemul Ponta-Tăriceanu. Categorii. Și eu cred că acest lucru trebuie să fie acceptat de toți electorii, indiferent cum vor vota. După părerea mea, există o garanție că această unitate va fi cea care va duce România mai departe. În plus, prezența ca prim-ministru a unui lider important și atașat valorilor liberale, cum este Călin Popescu-Tăriceanu, va crea și echilibru. Și nu va putea fi acuzată guvernarea de excese de stânga sau excese de dreapta. Așa cum s-ar întâmpla dacă ar veni USL-ul. ACL parcă se numește, da, actuala coaliție. Deci ACL-ul a demonstrat în guvernarea Boc și regimul Băsescu ce înseamnă dreapta și ce poate să facă în guvernare? Să taie pensii, să taie salarii, să creeze, să reducă sistemul de asistență socială, să comprime chiar și educația în România prin neșansa aceea de a tăia salariile profesorilor. Păi toate acestea, când mă gândesc la ele, îmi vine să plâng. Bun, dar acum Iohannis chiar n-ar putea, chiar dacă ajunge președinte, pentru că guvernul rămâne guvernul Ponta. Deci, Victor, sunt de acord. Dar domnia sa militează și aseară a exprimat. Deci îmi doresc să schimb regimul. Așa a spus, doresc să schimb guvernul. Dar nu categoric. E chiar așa simplu. Eu sper că, Doamne ferește, și dacă ar ajunge într-o astfel de situație, eu sper ca puterea și guvernul să-și facă treaba în interesul și în folosul românilor. Dar cu un președinte de aceeași orientare ca și guvernarea și în tandem, eu cred că pot face mult mai mult bine pentru România decât ar face un singur om. Nu cred în oameni providențiali, nu cred. Eu cred în echipe. Minun, și mai ales cred în valoarea echipelor și în capacitatea lor de a convinge și de a face lucruri bune pentru România. România în acest moment are nevoie și de generarea unui echilibru între creșterea economică și echitatea socială. Da, stimați telespectatori, vom lua o scurtă pauză publicitară. După pauza publicitară așteptăm telefoanele dumneavoastră. Repet, indiferent cu cine votați, important este să mergeți la vot. Indiferent cu cine votați, puteți intra în partea a doua să ne spuneți, sigur că da, și părerea dumneavoastră, preferatul dumneavoastră și, bineînțeles, în 16 noiembrie să mergem cu toții la vot. De asemenea, tot în partea a doua așteptăm telefoane pentru cei care își doresc să meargă la Zurli. În 6 decembrie, v-am spus, Nord-Vest TV a intrat și într-o mică atmosferă de sărbătoare, de campanie, mai sunt câteva zile, după aceea se va termina și intrăm în campania aceea frumoasă de sărbători, la care vor putea participa și telespectatorii noștri din toate județele, Cluj, Bistrița, Sălaj, Maramureș, toți cei care ne vor suna atunci pe lista moșului, vor primi copiii acele cadouri la al 7-lea an când organizăm această acțiune. Publicitate, revenim! Că suntem Victor Ponta, președintele care unește. A
am revenit în direct. Din acest moment așteptăm să ne sunați. Aveți un număr de telefon afișat pe ecran. Să ne spuneți părerea dumneavoastră despre votul de duminică, cu cine votați, dacă doriți să ne spuneți. Și bineînțeles, avem și o tombolă, o să o extragă domnul profesor, o să extragă un norocos câștigător. Dar toți cei care veți suna, ca de obicei, veți fi înscriși și la tombola finală. În același timp, cei care doriți invitații Zurli în 6 decembrie, un spectacol organizat de Primăria Municipiului Satu Mare și Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, special pentru toți copiii care n-au apucat să ajungă la celălalt spectacol, un spectacol special de iarnă și care va avea loc chiar în 6 decembrie, când vine Moș Nicolae. Așteptăm deci telefoanele dumneavoastră. Alături de noi Ioan Pop, reprezentant al candidatului Victor Ponta și reprezentant PSD. Așa cum am mai precizat, trebuia să vină și reprezentantul ACL, nu a reușit să ajungă sau, mă rog, nu avem informații dacă există o anumită strategie națională de a nu se participa la aceste dezbateri. Punctul meu de vedere ca și, mă rog, moderator este că e o strategie păguboasă, dacă există această strategie, așa cum păguboasă este și strategia de a nu participa la nivel național a domnului Klaus Iohannis, așa e și la nivel local, pentru că oamenii până la urmă trebuie să vadă pe cine aleg președinte, trebuie să-i vadă în dezbatere, să poată să existe o discuție pe bază de idei, pe bază de programe, ca să ne convingem pe cine alegem. Așa, știți cum e, e destul de dificil și cu siguranță candidatul care refuză dezbaterile, fuge de ele, o să aibă de pierdut în ochii electoratului, dar asta nu este problema noastră, este problema stafului de campanie a dânsului. Da, bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, domnul Gheorghe. Domnul Gheorghe, v-am notat și pentru domnul Gheorghe, mergeți la vot în 16? Da, da. Mergeți, ați fost și în 2, da? Am fost. Am înțeles. E important să mergem la vot, domnul Gheorghe. Pentru sondajul nostru, cu cine votați duminică, dacă doriți să ne spuneți? Da, sigur, vă spune. Cu Victor Ponta. Cu Victor. De ce cu Ponta și nu cu Iohannis? Pentru că este un eștit, este un român și este un președinte penal. Bine, domnul Gheorghe, vă mulțumim pentru intervenție. Copii, nepoței aveți pentru invitații la Zurli? Nu am așa mic. Nu aveți așa mici. Bun. Bine, domnul Gheorghe, rămâneți alături de noi. Mai interveniți la dezbateri, sunteți înscriși și la tombolă. La finalul emisiunii o să și extragem. Așteptăm între timp telefoanele dumneavoastră, stimați telespectatori. Prezență mică, asta am discutat cu toți invitații mei. Eu zic că aici sunt de vină și politicienii, și noi presa, pentru că, mă rog, n-am reușit să-i convingem pe Sătmănen să meargă la vot, indiferent da, cu cine. Eu cred că este și o comoditate a oamenilor și saturația aceasta de propaganda politică care se face în preajma campaniilor sau în perioada campaniei electorale. Eu cred că oamenii ar trebui să treacă peste acest lucru. Eu cred că nu trebuie să ne lăsăm în deznădejde, că nu se poate schimba nimic. Ba, da, asta votul e, m-am scârbit, nostru, atâta vot, votul nostru poate schimba foarte multe... Poate și alegerile prea dese, categoric. Tot dintr-o campanie în alta suntem. Ăsta e și motivul pentru care acest calendar separat de alegerea președintelui și a parlamentului... Da, trebuia să fie cu parlamentul. Eu sunt pentru un calendar comun. O revenire. Comun, când da? Sunt parlamentare, adică să fie și... Adică participarea de echipe la tot ce înseamnă actul politic în România, conform Constituției. Dar vă întrerup doar puțin, domnule profesor. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara. Să rămână, cum vă numiți? Așa, pensionară, nu vreau să mă scriu. Oricum vă mulțumesc că ați acceptat. Domnul Victor, ca de obicei, vă felicit că asta este... primul lucru care îl meritat de la noi, de la telespectatori. Așa, două precizări vreau, dacă îmi permiteți. Vă rugăm, doamna. Legat de răspunsul care cu siguranță detrage concluzia de ce și cu cine vreau să votez. Vreau să vă spun că eu am 5 copii, dintre care 2 cu facultate, unul a fost profesor. Și mai am o nepoțică care a terminat 2 facultăți în România noastră frumoasă. Toți 6 la număr, numai din familia mea, au plecat de bunăvoie, nu de bunăvoie. Pe picioarele lor nu i-au fugărit, nu i-au dus pe niciunul, domnul Iohannis, așa cum se
precizează pe toate posturile că domnul Iohannis o duși copiii din România. Dacă i-o duși, poate li mai bine. Nu știu ce a făcut cu ei, nu cunosc cazul, dar atâta vă pot spune că copiii mei, 5 la număr, unul profesor, au plecat din cauza sărăciei. Dumneavoastră știți, nu vreau să lungesc povestea. A doua da? Problemă. Mă bucur din tot sufletul că sunt româncă, mă bucur că sunt sătmăreancă și mă bucur din tot sufletul că și tovarășul Gobor este PSD-ist și sper că de acum să danseze și dânsul la bară. Și ce să vă spun mai mult, știți dumneavoastră la ce am făcut referire, vă doresc baftă multă, noapte bună! Da, mulțumim pentru intervenție. Sigur că da, un subiect sensibil. Mulți tineri și, iată, și profesori care au plecat în străinătate. Deci, cu adevărat, acest lucru este trist pentru țară și faptul că societatea românească în această perioadă de după Revoluția 99 n-a reușit să genereze acele valori care să-i facă pe oameni să rămână să trăiască bine aici acasă. Dar eu aș aminti că la una din intervențiile actualului președinte în exercițiu, domnul Băsescu chiar îndemna pe oamenii care sunt nemulțumiți să plece. Da, să plece sau să rămână acolo. Proiectul da. De țară pe care și-l propune Victor Ponta este aceea de a aduce acasă, în primul rând, pe cei tineri și instruiți, a-i aduce în România și unde să-și găsească acele lucruri de care au nevoie. Nu cunosc destul de mulți oameni și tineri a cărui formare am participat ca profesor și care sunt plecați în exterior și care au satisfacții profesionale, au satisfacții materiale, dar toți tânjesc după acasă. Toți vor acasă, pentru dar că, trebuie să le oferim ceva să da, vină acasă. Pentru că cultura și educația pe care au obținut-o în România le lipsește acolo. Și chiar de aceea, unul din obiectivele majore ale proiectului pe care și-l propune Victor Ponta este aceea de a genera o societate în România și, în primul rând, în plan economic, ca un pol de creștere în Europa, în această zonă europeană. După știința mea, chiar și structurile de securitate euroatlantice și NATO se bazează pe România alături de Polonia și Turcia ca stâlp de stabilitate în zonă și de protecție a democrației. Apoi, cu siguranță că aici se dorește dezvoltarea unor industrii de vârf care să aducă mai multă plus valoare pentru că plus valoarea va însemna, de fapt, creșterea veniturilor populației. Pentru ca să vină cei plecați. Eu vreau să dau un exemplu legat de faptul că Clujul de astăzi, care este un puternic centru intelectual și universitar, este deja un pol al IT-ului românesc. Acolo, în următorii ani, va fi o investiție foarte puternică a unei mari multinaționale în domeniul IT pentru a valorifica ce există acolo. Aici, și da, mulți, pentru că mulți pleacă dintre, dincolo. Și mulți și dintre dincolo. Tinerii noștri sădmăreni studiază în aceste centre. Și foarte mulți dintre ei sunt deja lucrează. Noi sperăm să-i reușim să-i ținem aici sau cred, să-i aducem. Eu cred, dar nu este un lucru simplu și oamenii da, sunt dezamăgiți. Deci, bună le împărtășesc punctul de vedere. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Da, am pierdut legătura telefonică, vă rog reveniți. Da, este important ce zice, cum zicea doamna, să reușim să îi convingem și pe Corect. Cei care au plecat, mai mult să nu îi lăsăm pe cei care sunt în curs de terminare a studiilor Sigur. Să plece, dar pentru asta trebuie să le și oferim ceva. Categoric. Nu putem să-i chemăm la sărăcie. Deci, eu vreau să vă spun, este absolut imposibil ca statul într-o societate deschisă să fie cel care asigură efectiv locul de muncă, cum făceau comuniștii. Dar prin politicile care le promovează, prin modul de fiscalitate pe care va trebui să-l schimbe și sunt convins că va fi. Bun, aici să până la urmă trebuie să ne gândim la faptul sigur, că nu Victor Ponta ca președinte trebuie să asigure locul și de muncă, dar guvernul și trebuie. Societatea în general, legislativul, deci toți oamenii da, care contează mult o stabilitate politică corect, în corect. Crearea deci asta locurilor e foarte, de muncă. Foarte important. Și pentru investitorii străini. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, Cristian este numele meu, bună seara, Victor, bună seara, domnule profesor. Bună seara. Sunt un fost elev al liceului Eminescu și mă mândresc cu acest lucru. Mă bucur. Și mă bucur că lucrurile merg foarte bine la liceul dumneavoastră, al primului merete, care conduceți da. Foarte bine.
Eu, în primul rând, vreau să îi îndemn pe toți românii să meargă la vot, pentru că în 89, cum s-a mai spus, au murit foarte, foarte mulți tineri, pentru ca noi să ne putem alege singuri viitorul și conducătorii. Eu voi vota cu dreapta, dar cu mâna dreaptă. Și îl voi vota pe Ponta. Cu dreapta, dar cu Ponta, da. Da, îl voi vota pe Ponta și aș vrea să-i sugerez ceva echipei domnului Ponta. Să facă o dezbatere cu domnul Iohannis la dânsul în județ, dar dacă se poate în familia de unde a luat copiii. Da. Pentru că vreau să vă mai spun ceva, puțin mă scuz, Victor. Da. Eu nu știu dacă Măruță poate să găsească copiii care au fost adoptați acum nu știu câți zeci de ani și aveau câteva zile. Eu nu cred că toate serviciile secrete și toate nu puteau să pună la punct această situație să se dovedească că e o minciună, ceea ce spun acele. Da. Adică acele-ul, scuze. Da, mulțumim mult pentru intervenție. Până la urmă și la această adopție să stabilim un lucru, stimați telespectatori, poate acei copii chiar nu aveau condiții și poate chiar o duc mai bine, așa cum vorbeam, iată, condiții mai bune dincolo. Nu, problema este dacă s-a încasat sau nu s-au încasat bani pentru acele adopții. Asta este singura problemă. Până la urmă, sigur că da, noi nu putem și nici nu poate opinia publică să fie în măsură dacă niște copii o duc mai bine în altă țară, în condiții dacă, mă rog, au fost loviți de acea tragedie să-și piardă părinții. Sigur că da, doar ce se pune la îndoială aici și care e eventuala problemă e eventualele interese materiale în acele adopții. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, Ionel, la telefon. Da, domnul Ionel, vă ascultăm. Dacă mergeți la vot în 16? Bineînțeles că să merg. Foarte bine, domnul Ionel, așa trebuie. Ați fost și în 2, nu? Nu am fost. A, în 2 n-ați fost. Dar în 16 mergeți. La finală, să zic așa. Categoric, da. Bine, domnule Ionel, cu cine votați? Apropo de fumigenă, ceea ce a spus antevorbitorul meu, nu li se pare fumigenă, domnul Victor? Cu ce? În legătură cu ce? Cu copii? Cu copii. Cu copii, da, asta... Bineînțeles, în campanie sunt lansate tot felul de... fumigene, nefumigene, știți cum unele se fâsâie, altele... Asta eu aș crede mai mult aș crede o fumigenă. Dar n-aș crede fumigen ceea ce spuneți dumneavoastră că nu vine la discurs. Sau la... La dezbatere, da. Dezbatere. Da. Candidatul de dreapta. Dar să vină la dezbatere cu cine? Cu cei care au făcut dezbateri din 90 până în momentul ăsta. Tot dezbatere au făcut și tot minciune au spus și tot hoție au făcut. Cu cine? Cu aia să vină la dezbatere. Bă, chiar atâta de proști ne cred intelectualii, apropo de ceea ce spunea domn profesor. Bă, ăștia care conduc țara acum, ăștia nu sunt intelectuali. Ăștia sunt hoți dovediți. Fiindcă acolo este mentorul lui Ponta, nu? Este hoț dovedit. Păi acum, știți cum e? Acum a ieșit din pușcărie. E asta... Atunci să votez cu un hoț. Dar dumneavoastră ca telespectator, n-ați vrea să vedeți o dezbatere între cei doi candidați? Așa se face în toate țările. Așa, începând de la America până... Nu ne comparăm, domnul Victor. Nu ne comparăm cu America. Noi suntem la cizma, la scălcâiul Americii. Nu ne comparăm cu America. Hai, lăsăm. Astea sunt baliverne. Păi, la noi ce se face? La noi e o prescrocherie. Apropo de ceea ce a făcut și... bine a spus doamna, tovarășul Govor, la Vama. Domnul Ionel, da. Știți cum e? În partide, uitați-vă, de exemplu, și cei care îl susțin pe Iohannis, nu vor fi niște îngerași, nici Videanu, nici Berceanu, nici chiar Băsescu. Nici Blaga. Îi vedeți așa cu aripioare și niște îngerași din ăștia? Și ei au participat la jaful din 90. Asta spun. Păi PSD-ul a fost cel mai mult la guvernare, până în prezent. Cel mai mult. Păi de ce nu ne-a convins până acum? Acum, în 4 ani, să ne convingă Ponta? Nu știu, să vedem. Cum să ne convingă. Domnul Ionel, cel mai mult la guvernare a fost UDMR-ul. Asta da, bine. De ce mergem la votă? Ei au fost cel mai... Domnul Ionel, copii, nepoți, aveți? Domnul Ionel, copii, nepoți?
Nu, chiar nu sunt nervos deloc. Chiar nu, am zis acolo. Dacă aveți copii, nepoți, ca să meargă la spectacol în 6 decembrie. Am deja o nepoțică frumoasă. Câți anișori are? E prea mică să meargă la spectacol. Câți anișori are? Nu are anișor, numai lunitoare. Ah, n-are încă niciun anișor. Da, atunci nu o să înțeleagă prea mare lucru. Așteptăm și să mai crească. Acum eu pentru copilul meu, domnul Victor. Da. Pentru convingerea dumneavoastră, cât parlamentar, nu vorbesc de PSD sau PNL sau PDL, ce-o fi, cât parlamentar ar trebui să fie arestat ca să ne convingă că sunt fost. Și apropo de genericul dumneavoastră, mie mi-ar fi rușine să mă duc să fiu în locul parlamentarului la emisiunea dumneavoastră, fiindcă aude genericul ăla, ăia hoți, mama l-a luat tot. Păi, da, domnul Ionel, nu le este un pic așa la o bază. Domnul Ionel, să vă mai spun ceva. Pe parlamentarii ăștia de care aveți drept, și aveți în oarecare măsură dreptate, noi am trimis, mergând sau nemergând la vot, dar noi am trimis în Parlament, că nu i-a parașutat nimeni acolo. Da, categoric, unii dintre noi. Unii am trimis că am mers la vot, unii am trimis pentru că nu am mers la vot și au ajuns alții, dar tot noi, cum ar veni, suntem principalii responsabili a parlamentarilor care au ajuns acolo. Da, unii dintre noi, da, fiindcă eu și în 90, când au apărut cei trei candidați, eu am zis, asta a fost părerea mea atunci și cred că mi se adeverește, fiindcă oricui spun acum, nu are contraargument. Am zis, domnule, oricare să fie, numai Iliescu nu. I-a pus în funcție pe toți foștii securiști, comuniști, toți au supraviețuit și, bine mersi, acum sunt mari patroni și ăștia au furat țara. Oricare era bun în locul lui Iliescu. Da, domnul Ionel, dar din toate partidele au fost ăștia. Categor, da, păi eu ce spun? Da. Exact asta spun. Da, vă mulțumim foarte mult, domnul Ionel, pentru intervenție. Sigur că da, e și această, iată, domnul Ionel în primul tur n-a fost la vot. E această aversiune față de politicieni care e din cauza politicienilor, atenție că nu a venit așa, politicieni care au dezamăgit lumea. Și iată unde mai poate sta explicația prezenței slabe la vot, zice lumea, da, pe cine, că tot m-au scos unii și alții. Deci cu siguranță că prestațiile pe care le realizează oamenii politici la orice nivel sunt extrem de importante și probabil că foarte mulți dintre cei care fac astăzi parte din clasa politică, care, mă rog, se înnoiește de la un mandat la altul, ceea ce înseamnă că nu sunt politicieni. Știți, puțin oameni de la începutul sau imediat după Revoluție au rămas în politică și au rămas cât de cât fidel principiilor adoptate sau la care au aderat în acel moment. E în proiectul președintelui Ponta există și această revizuire totală a Constituției României. Întoarcerea la mandatul comun președinte-parlament. De 4 ani, da. Și chiar la revenirea la votul pe liste. Eu cred că rezultatul acestor alegeri și al acestor transformări din societatea românească va duce și la o reașezare a clasei politice. Încep să vină oameni tineri. Oameni cum este și Victor Ponta. Da, sigur, el la Revoluție avea 17 rău, ani. Mie îmi pare rău că el este asociat cu oameni mai vechi din PSD. Oameni care, sigur, la acel moment au avut rolul lor în societate și faptul că au fost votați dovedește că majoritatea populației de atunci a avut încredere în ei. România putea să treacă prin situații extrem de dramatice, așa cum, gândiți-vă, s-a întâmplat în spațiul iugoslav. În spațiul iugoslav, după anii 90, după frământările din Europa, au fost atâtea războaie civile și au murit oameni. Nici astăzi acolo situația nu este foarte limpede. Puteam și noi să trecem printr-un astfel de eveniment. Și totuși, părerea mea este meritul deopotrivă și al puterii și al opoziției de atunci, a unor oameni politici de genul chiar Iliescu, dar mai ales Coposu, Rațiu, Câmpianu, care au avut înțelepciunea să dezvolte democrația fără să ajungă la violență. Apoi, eu cred că oamenii de astăzi, tineri, și Ponta sigur face parte dintr-o generație mai tânără, eu cred că este capabilă să facă aceste schimbări.
și în PSD și nu numai, vor exista după aceste alegeri reașezări de lucruri, reașezări de politici, reașezări de oameni. Politica este o meserie, nu mai este un diletantism. Și nu poți să faci politică dacă în spatele tău nu ai și o prestație profesională adecvată. Cel care profesional nu poate realiza lucruri deosebite, sigur nu va putea realiza nici în politică lucruri deosebite. Deci iată că sunt lucruri în care eu ca și intelectual și ca sădmărean cred cu adevărat, da, că se pot face aceste lucruri. Vă întrerup puțin, domnule profesor, cu cine stăm de vorbă? Bună seara! Să română! Doamna Maria, mă numesc. Da, doamna Maria, ați fost la vot în 2? Da. Am înțeles, și merge și în 16? Și în 16, cum să nu? Foarte bine, doamna Maria, cu cine, dacă doriți să ne spuneți cu cine votați? Sinceră să fiu. Bineînțeles. Cu cine am votat în primul tur, am votat cu domnul Ponta. Domnul Ponta. De ce cu domnul, da, Ponta, doamna Maria, și nu cu Iohannis? Pentru că domnul Iohannis promite multe și vorbește un pic cam nesigur pe dânsul. Odată spune un lucru, după aia celălalt lucru. Aseară, de exemplu, la Realitatea TV, a spus în legătură cu pensiile, că dacă vor fi mari, le-a majorat. Da. Deci are niște idei care... Păi e de dreapta, pe undeva, așa e, normal, pentru doctrina dânsului. Doamna Maria, copii, nepoței aveți? Da, am trei. Trei. Două invitații o să primiți pentru să, dacă aveți timp sau dacă nu, să meargă cineva cu ei în 6 decembrie. Ați auzit de trupa Zurli? Eu sunt bunica. Bunica, de Zurli ați auzit, cu Mirela Retegan, o să știe nepoței despre ce-i vorba. O să aveți două invitații să veniți mâine după ele și să mergeți în 6 decembrie la spectacol. Iar duminică ne vedem la vot, doamna Maria, da? Da, este normal. Dar la ce oră să merg după invitații? După, când doriți dumneavoastră, după ora 10. Bine, vă mulțumesc. Aici, în centru nou, să rămână. Ne pare rău, stimați spectatori, trebuie să ne despărțim. Vă rog să extrageți, domnule profesor, un nume, să-l și citiți. Cine a câștigat mâine după ora 14, mă refer la câștigătorul. Deci câștigător este domnul Gheorghe. Domnul Gheorghe. Deci domnul Gheorghe, mâine după ora 14 la Nord-Vest TV o să câștigați, adică o să primiți premiul de la tombola organizată de Nord-Vest TV. Iar doamna, după invitații, puteți veni după ora 10 tot aici la Nord-Vest TV. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru prezența în emisiune. Îmi pare rău că n-am avut, să zic așa, și din partea domnului Klaus Iohannis. Se pare că probabil preferă să se evite aceste, repet, păgubos, zic eu, dar acum sigur că da, fiecare cum consideră. Eu sper că nu, românii nu vor vota un astfel de președinte care fuge de confruntare, care fuge de confruntarea de idei în folosul nostru, al cetățenilor. O singură prestație sau două în fața unui moderator care, cu care putea să fie înțeles, nu cred că o să-i aducă câștig de cauză. Nu scoate nimic. Eu sper că românii și sădmărenii, și mă adresez domnilor lor, să nu uitați că Victor Ponta este exponentul de stânga al ideilor, cel care, sau acele forțe politice și a care ideologie susține în primul rând pe cei care trăiesc din propriile lor venituri, muncind zi de zi pentru stat sau pentru un privat, și că, de fapt, proiectul de țară este un echilibru între o dezvoltare economică sănătoasă și prosperă pentru România, dar și crearea echității sociale de care este nevoie. România are foarte mulți oameni săraci și trebuie să ne solidarizăm, să-i ridicăm, să-i aducem prin toate mijloacele, în primul rând prin crearea de locuri de muncă și pentru acestea, apoi printr-o educație aleasă, astfel încât fiecare din noi să fie capabil să-și câștige propria existență. Atunci abia o societate poate să se dezvolte armonios, durabil și să fie apreciată la nivelul comunității mari democratice din care facem parte. Da. Eu doresc acest lucru pentru noi, românii, pe viitor.
Mulțumim și vă mulțumim dumneavoastră, stimați spectatori, care ați fost ca de obicei alături de noi. Nu uitați la ora 20, cel mai tare jurnal de știri din Nord-Vest, Nord-Vest TV, vă prezintă știrile la ora 20, cele mai tari știri din regiune. O să vedeți știri interesante, o să vedeți și amănunte legate de crimă comisă duminică noaptea aici la Satu Mare, dar și alte știri interesante. Rămâneți alături de noi, sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută. Ăia hoți, ăștia hoți, mama lor la toți.